tu când ai fost deranjat, te-ai abținut până într-o zi. Poate să-mi zică. Eu nu mă supăr, eu dacă zice adevărat, iau adevărul în brațe, ok, așa este. Eu văd ce văd, spun ceea ce văd din exterior. Dacă tu vezi o problemă în mine, înseamnă că, nu știu... Te pare că tu vezi cu tot atașamentul din lume și cu toată dragostea eu. Care o am de față. Nu mai cred absolut nimic. Păi să nu mai crezi, dar zic așa, nu pot să tac. N-ai cum să taci. Bine. N-ai cum să taci, ce fac? Stau și adun lucruri în mine care mă deranjează și la un moment dat o să începe relația să scârțe și să te treb de ce. Și să vin cu treburi din urmă. Păi vezi că atunci... stau și dezbat. Dar nu ți-am spus să nu-mi spui eu nicio secundă. Eu dacă m-a deranjat ceva, ieri ți-am spus. Și eu ți-am spus în fiecare zi. Că poți să-mi spui, dar nu așa. Să mă faci să mă simt în ultimul dar hal. Dar nu am făcut-o intenționat să te simți în ultimul hal. Dacă dar ai făcut-o de la început, și nici măcar nu te interesează. E bine că așa și asta spun. Mă dezamăgește și mai tare când văd că pe tine nu te interesează. Cum aș putea eu să accept că bărbatul de lângă mine mă aduce în situația asta și nu-i pasă? Și spune în continuare că nu-l interesează. Păi chiar nu mă mai interesează, vrei să te mint? Da, e de râs. Uite, ce în continuare, okay, în continuare se victimizează vreau... și în continuare mă vede o problemă, doamna Andreea. Dar nu se victimizează. Dar eu așa văd treaba asta. Ok, eu așa Roberta. În continuare ce susții? Roberta. Nu mai plâng. De ce plângi acum? Spune-te, rog, ce simți. Plângi, plângi ca să mai faci o imagine nasoală, așa e. Bastian, pe bune ce faci singur. Se pare că el ține la imagine. Se pare că el doar asta vede, imaginea lui. Dar imaginea mea nu. Și nici nu mă interesează de imaginea mea. Nu m-a interesat niciodată cum sunt văzută. Dar mă deranjează că tu... Băi, aș te abține, te rog eu frumos. Că tu mă aduci în situația asta și nu te uiți la tine cum te comport. Te rog frumos să te oprești. Ok. Ce, Robert? Ce? Păi, nu e ok. Sebastian, în ultima perioadă ai discutat cu cineva legat de... de felul în care se îmbracă Roberta? Nu am discutat nu cu cineva din casă, nu știu, nu. Cineva din exterior. Nu, ți-a semnalat și nu vreau anumite să aduc aspecte. Subiectul legat de îmbrăcat, că ăla a fost un subiect care nici măcar n-am vrut să se ajungă aici. Sunt altele mult mai importante. Cum ar decât... fi... felul în care ea te... Da, exact, cum felul în care mă vede, felul în care gestionează toate treburile, discuțiile, mă vede, mă văd în față, în viața ei și în fața ei, e o greșeală foarte mare. Tu? Eu, da, în fața ei așa mă poate văd, așa te mă simt. Tu. Pentru că eu nu, puțin, nu pot accepta nimic. Eu nu am spus, eu nu înțeleg unde, până unde treaba asta. Care ți-am zis, pot să fiu, nu știu, nu știu cum am atașat în halul ăsta. Nu se vede. Nu știu cum am atașat. Ok, tu poți să crezi ceea ce vrei. Asta nu înseamnă că dacă am discuțiile astea cu tine, gata, mi-a plecat dragostea, nu, mi-a plecat dar... ținutul la tine și îndrăgostit. Ar trebui să ții cont că... Păi tu nu prea ții cont, Trici. Roberta, de nimic. Tu nu n-ai ținut cont. Dar spune-mi n-ai ce n-am ținut. Cont. Dă-mi păi exemplu. N-ai ținut cont. N-ai dă-mi ținut exemplu cont. Ce n-am ținut cont. Foarte... Gata, spune-mi mă rog. Ce am ai făcut pe foarte pe multe... Ai făcut foarte multe greșeli care eu nu am mai spus nimic. Ce? Sebastian, n-am mai spus nimic. Am tăcut din gură. Uite, a venit ziua în care nu pot să mai tac din gură. Sebastian. Ai văzut momente din emisiune pe care nu le-ai mai văzut? Nu le-ai văzut? Nu, dacă stau să mă uit. Ai primit vreun mesaj? Nu am primit, doamna Andreea. Ai primit vreun mesaj nu, în nu. Care Roberta spune ceva despre tine? Nu. Ai citit comentarii? Nu, absolut deloc. Nu, nu s-a întâmplat la care nimic. Tu ții nu. Din mi exterior. S-au adunat, mi s-au adunat niște treburi de aici din casă, nu știu să vi le dau nume acum. Dar poți să le numești? Care nu ce momente? La momentul actual nu am pus pres pe ele să-i zic că mă deranjează. A fost ieri un moment în care i-am zis ceea ce m-a deranjat și uitați unde s-a ajuns. Pentru că i-ai zis-o pe un ton. Eu nu pot să fac treaba asta față de persoana care țin la ea să-i scot. Tu scoți numai părți nasoale din mine și le și spui. Ce nu pot să înțeleg? Ce nu pot deci să înțeleg? Pot nu să pot înțeleg. Accepta ca o persoană de lângă mine să da cu hate. Ce hate ți-am dat eu, ție? De ce nu te înțeleg absolut deloc în momentul ăsta? Sebastian, sunt lucruri pe care nu, pot să înțeleg. Nu ni le spun. Vezi că mă enervez și nu mai vrei să ies de aici? Dar nu înțeleg, omule, ce am făcut? Spune-mi, păi ce am făcut? Tu acum te victimizezi și tu te-ai văzut perfectă până acum. Ți-am spus până ieri, până la ziua de ieri.
Au fost foarte multe treburi aici în casă care m-au deranjat. De ce nu mi le spui? Spune-mi acum. Ți-am spus ceva pe față, ceea ce m-a deranjat. Te-am făcut să te simți prost, te-ai victimizat, te-ai luat de comportament. Ceea ce eu n-am făcut treaba asta până acum. Și materialele vezi că vorbesc și episoadele din urmă. Eu am tăcut și am înghițit. Numai că cât țin la tine. Și de ce nu mi acum? Și tu ai găsit, de ce nu vii la mine să care, spui? Într-adevăr, da, eu nu am de unde să știu. Prost, ai dat în mine cu tot. Vrei să mă asculti pe mine două nu secunde? Nu te ascult deloc. Nu te ascult. Nu te ascult. Sebastian. Poate o să regret, poate o să-mi pară rău. Dacă o să regret și o să-mi pară rău, o să-mi asum și o să regret tot și o să-mi pară rău mie. Nu mai vreau să țin în mine absolut nimic. Spun ceea ce simt și ceea ce... Eu cred că pe l-au deranjat alte lucruri. Ai văzut... Ce? Știu. Îți pare rău de felul în care tu ai reacționat aici în casă, în momentul în care au fost discuții? Când au fost situații în care efectiv Roberta, nu știu, s-a contrazis cu băieții? Nu. Nu-mi pare rău de treabă. Îți pare rău de cum ai gestionat lucrurile? Îți pare rău? Nu am văzut, doamna Andrei, asta încerc să explic. Până acum, eu nu am putut să văd absolut nimic rău în ea, cu toate că puteam să fac treaba asta. Ieri am făcut și eu o gafă, să nu zic așa, să înțeleg, și uitați unde s-a ajuns. Dar tu spui că au fost mai multe lucruri, că ți s-a umplut paharul. Care sunt acele lucruri? Felul în care ea gestionează discuțiile aici în casă? Nu, au fost multe momente în care știam că nu are dreptate. Zici multe... Au fost multe... Pune degetul pe unul. Nu știu. De exemplu, știam că a greșit într-adevăr și eu încă o susțineam că n-a greșit. Aha. Că nu puteam să o văd o greșeală. Eu ieri am dat un exemplu și pe asta încerc să vă explic. S-a simțit prost, s-a luat de comportamentul meu, s-a luat de multe altele. Eu nu mai știu acum să vă zic concret toate momentele astea, dar am avut, la momentul actual, dacă voiam să văd părți greșite în ea, puteam să le evidențiez atunci. Bun. Nu am putut să fac asta, nu pot să fac treaba De obicei, într-un cuplu, partenerii se susțin. Deci dacă ai făcut asta... Știu. Păi, ai făcut-o pentru că așa ai simțit. Așa este normal, să-ți susții partenerul. Păi și simt treaba asta în continuare, doar că-s frustrat că nu știu... Știu, nu pot să văd că am făcut un rău atât de mare încât să trăiesc ce am trăit ieri. Ai plâns, ai spus niște vorbe care m-au deranjat rău. Ce te-a deranjat? Că probabil că ea n-a ținut cont de deranjul lui. Asta. Dar ce trebuia să... Cum adică n-a ținut? I-a spus un deranj. Și el s-a aștepta să gestioneze altfel treaba, nu știu, să... Ia să plângă, să vină azi cu, nu știu, cu ce, păi, cu pelerină, cu ce? Acum vorbim... Stai puțin, nu despre asta e vorba, să că nu mie nu mi s-a părut ceva, dar el, din perspectiva lui, probabil s-a aștepta să îi dea dreptate și să zică, bine, îmi pare rău, să mă îmbrac altfel. Dar asta a spus. Asta a dar Sebi a zis că nu este legat de vestimentație, că este legat de felul în care gestionează discuțiile, Roberta. El a zis că s-au adunat mai multe chestii. Eu nu cred că e vorba de el. Încă o treabă. Îi spun, încetează, las-o așa. Ea se bate cu pumnul în piept. Dar de ce vrei tu să-mi pui mie stop? De ce, dacă eu vreau să vorbesc ceva, să spun ceva, îmi spui gata. Eu nu am voie și acum mi-ai spus că nu vrei să mă auzi. Că nu vrei să mai vorbesc. Ieri îți spuneam oprește-te, că știam de ce zic să te oprești. Și uite unde ai ajuns. Pentru că eu nu știam ce ai... Uite, de câte ori îmi spui că ai ceva și spune-mi ce ai de spus, vorbește cu mine, că altfel eu n-am de unde să știu ce te deranjează și ce ar trebui să schimb sau să modific, habar n-am. Dacă tu nu-mi spui mie, eu n-am de unde să știu. Acum îmi spui că sunt foarte multe lucruri care te-au deranjat, când eu habar nu am la ce te referi. Ce vrei să-ți spun acum, păi, dacă nu știu? Dacă stăm s-o nu mi-ai spus logic, niciodată. Mi-ai spus mereu că nu vezi greșeli la mine. Acum nu puteam să văd un lucru greșit. Păi acum vezi. Ceea ce faci în momentul de față și ce ai făcut, eu nu puteam să le văd greșit. Uite, acum te contrazic singur. Și te susțineam că nu faci nimic greșit. Te contrazic singur. Eu ieri am făcut ceva greșit. Te contrazic singur. Părerea legat de așa, ce m-a deranjat. Și uite unde s-a ajuns. Eu asta Sebastian. În momentul, a fost prima Sebastian, dată de când sunt în casă. Sebastian, în momentul în care Roberta era supărată, când a fost incidentul cu Robi, în momentul în care Roberta era supărată și tu o întrebai, ce ai? Și ea nu-ți spunea. Îți aduce aminte cum ai reacționat? Bun. Ieri s-au schimbat rolurile. Dar i-am și ea atunci te întreba, exact cum tu o întrebai pe ea, ce ai, spunem, ea te-a întrebat ieri. Spunem. Și nu e prima dată când îl întreb, au mai fost momente în care el îmi spunea Robert, că deranjează de la, și... Ai înțeles de la masă, până să ajungem la masa de biliard. Tu dacă ai înțeles. Dacă așa, cum doar să că așa, acum, nu știu, așa-ți place ție să faci, așa-ți place, nu știu, chiar nu-mi explic. Am ajuns că... la biliard, tot ok, îmi pare rău subiectul. Că vreau să aflu tot motivul exact...
Îmi pare eu că vreau să aflu motivul supărării tale și că vreau să rezolv dacă am greșit, că vreau să îmi spui exact la momentul potrivit ce ai și ce te deranjează. Ok. Îmi spui că nu trebuie să tac. Păi dacă tac, rămân după. Și eu cu gânduri, rămâi după. Și tu cu gânduri, rămâi și se adună, uite, frustrări, pentru că nu vorbim. Pentru că tu nu știi să vii să-mi spui și să vorbești frumos cu mine, să clarificăm și să ajungem la un numitor comun. Nu, nu faci asta. Și acum o arunci pe mine și te contrazici spunându-mi că tu mi-ai ținut dreptatea în momentul în care nu aveam dreptate, deși tu spuneai și susțineai că eu am dreptate. Asta înseamnă că nu ai fost sincer cu tine și cu mine, nici cu mine. Cum poți să-mi spui mie acum că... Deci eu nu înțeleg. Nu știu, chiar nu pot să-mi explic. Eu doar ți-am dat un exemplu, că au fost momente în care știam că poate nu ai dreptate, că vedeam realitatea. Să știi că niciodată n-am avut nevoie să-mi ia nimeni dreptatea. Poți să mă descurc singură în orice situație. Așa cum, dar mai cipa la ea, măcar atât, Sebastian. Eu vedeam realitatea, că-s conștientă, cu capul pe umeri și te susțineam că nu faci nimic greșit. Eu îți mulțumesc pentru toată dezamăgirea pe care mi-ai adus-o acum. Treaba asta. Tu în continuare vezi că... Voi nu vă auziți, vorbiți unul peste altul.